Trecem la următorul invitat, la o invitată de fapt, doamna Manuela Borlovan-Tunca, trainer for Data Protection Officer course prin Pro Management România. Aveam mai multe slide-uri pregătite, dar este așa o atmosferă tristă încât trebuie să mă veselesc un pic. Și dacă avem ultimul slide, trebuie să fac un pic de agenda despre el. Mi s-a spus că azi vorbesc 10 minute și să spun ceva interesant despre GDPR. Cum GDPR-ul ăsta pe care îl țin, este un curs pe care îl ținem la Pro Management, curs de responsabil DPO. Cursul ține 4 zile, nu știu cum aș putea să fac asta în 10 minute, dar, pentru că avem o groază de glume pe net mai nou, am găsit soluția. GDPR în 4 pași simpli. L-aveați și voi? Da. Deci mai simplu decât atât, nu cred că se poate. Deci ce facem noi la Pro Management? Ținem cursuri de responsabil DPO, este cu certificare internațională prin PECB. Cursul ține 4 zile și o listă de certificare, examen. În sală avem vreo 100 și ceva de certificații până acum. În sală, de obicei, sunt sălile de curs, avem 50% sunt avocați, 30% vin din HR și restul IT. Și pentru că colegii mei dinainte mi-au pasat mingea și pot să o arunc și eu mai sus, eu sunt manager de proiect și atunci știu un pic din fiecare și cam nimic din toate, dar pot să confirm că, într-adevăr, fără IT și fără o echipă în spate, orice DPO nu o să fie în stare să-și facă treaba bine. Nu zic că DPO ar trebui să fie avocat, pentru că sunt aceste dezbateri, sau ar trebui să fie IT. Cred că ar trebui să fie o echipă care să știe să lucreze împreună. Și mai mult să se înțeleagă împreună. Un avocat ar trebui să știe informații, knowledge de bază despre ce face un ITist și viceversa. Cei din HR sunt probabil foarte afectați de schimbările aduse de GDPR, de asemenea și ei ar trebui să fie parte din această echipă. Marketingul la fel. Orice departament care lucrează cu date personale, cu date personale sensibile, ar trebui să aibă un reprezentant într-o echipă de DPO, pentru că altfel nu veți putea să implementați cerințele DPO așa cum se cere. Așa cum se cere în regulament, pentru că nu prea știm ce e acolo, asta este încă o problemă. Avem o lege sau nu avem, nu prea știm de astăzi, de ieri, nu? Parcă a apărut ceva. Avem un regulament care ne spune că pe acolo ar trebui să facem lucruri, dar nu prea știm exact despre ce e vorba. Drept pentru care nu putem decât să lucrăm împreună, să mulțumim colegilor care au făcut ca această întâlnire să se întâmple, să ținem aproape și să ne ajutăm cât putem, astfel încât să putem să învățăm împreună, să implementăm împreună regulile acestui GDPR. Cred că este un mesaj pozitiv și dacă vă spun că nu este numai pentru noi la servici, ci și pentru copiii noștri de acasă și pentru familia noastră, pentru că, așa cum altă colegă a spus mai devreme, este vorba de datele noastre personale, este vorba de libertățile și drepturile noastre fundamentale, atunci poate că face un pic sens să încercăm să găsim răspunsuri și să lucrăm împreună în implementarea GDPR. Ăsta este un mesaj, cred că mai provocator decât al colegilor mei, cu siguranță mai pozitiv și nu pot decât să vă urez succes și Doamne ajută, nu? Mulțumesc! Mulțumim, doamna Tunca, pentru discurs și pentru faptul că ne-ați amuzat puțin.